Bun găsit, vă spune Mihai Firică din Împreună la Vocile Oltenii. În această ediție vorbim despre un eveniment cultural de anvergură desfășurat aici în Craiova, Festivalul Internațional Shakespeare. A ajuns, iată, la o frumoasă vârstă de 20 de ani, dar vorbim și despre invitații aparte. Au fost spectacole de referință pentru Naționalul Craiovean, trupele care au urcat pe scenă aici în Craiova, dar și în București, în Târgu Jiu, în Râmnicul Vâlcea sau în Caracal, au făcut o seară plină pentru, indiferent pentru toți spectatori, indiferent de gusturi, indiferent de nivel de înțelegere. Vom vorbi cu doi dintre invitații de marcă ai acestui festival, pentru că în afară de actori, în afară de regizori, sunt și shakespeareologi, așa cum v-am mai prezentat în cadrul emisiunii Vocile Oltenii. Avem onoarea de a-l avea invitat pe unul dintre cei mai mari shakespeareologi din lume, din acest moment, domnul Stanley Wells. Bună seara, bine ați venit! Thank you. Vă mulțumesc! Este profesor emerit, este de-a dreptul imposibil să fac o prezentare fără scăpa ceva semnificativ din biografia domnului Stanley Wells. Trebuie să spun înainte de orice că i-a fost decernat premiul Shakespeare al acestei ediții într-un frumos moment, într-un moment de referință. Încă o dată, am să spun despre domnul Stanley Wells că este autor al unor volume care au marcat shakespeareologia mondială. Am să amintesc că această calitate de autor al dicționarului Oxford al operei shakespeariene, iar două dintre volumele domniei sale au fost lansate în România, traduse în limba română și lansate chiar aici în Craiova, Shakespeare pentru toate timpurile. De asemenea, introducere în shakespeareologie și evident, sunt foarte, foarte multe lucruri de adăugat despre domnul Stanley Wells, alături de noi, numai puțin important, Octavian Saiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Azi să vă prezint în calitate de profesor care predă în Noua Zeelandă, în Japonia, în Lisabona, în România. Sunteți vicepreședinte al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, secțiunea română. Evident, și în cazul dumneavoastră, biografia nu poate fi rezumată la câteva cuvinte, dar... E mai ușor decât la Stanley Wells, în orice caz. Am să vă adresez o întrebare cu mână, pentru că sunteți oameni care ați generat evenimente frumoase aici în Craiova, în cadrul Festivalului Shakespeare, nu doar în această ediție. Cum apreciați Festivalul Internațional Shakespeare din Craiova? How do you find the International Shakespeare Festival in Craiova? Cred că este un eveniment extrem de impresionant. Este o combinație de lucruri. Se pune accentul pe teatru, bineînțeles. Și avem invitați din toate ariile teatrale ale lumii. Avem și opera, avem și o conferință academică. Este vorba de 3 zile dedicate cercetării academice. O întâlnire a criticilor de teatru. Este un eveniment glorios, plin de programe interesante. Este a 450-a aniversare a lui Shakespeare. Întrebarea vi se adresează și dumneavoastră. Da, e o întrebare esențială în contextul acestei discuții despre Shakespeare la 450 de ani de la naștere. Cred că nu există în momentul de față în lume un festival care să se poată mândri cu un palmares atât de impresionant în ceea ce înseamnă numele de mari regizori. Vă semnalez faptul absolut esențial că la Craiova, de-a lungul timpului, au fost prezenți oameni precum Richard Schechner, Emuntas Necrosius, Oscar Ascoșunovas, Robert Wilson, Lev Dodin, Peter Brook, Declan Donnellan, și e vorba de o selecție absolut, absolut remarcabilă de spectacole care au impus un standard foarte, foarte ridicat. Într-adevăr, domnul Emil Boroghina, care este inițiatorul și spiritus rector al acestui eveniment, ține foarte mult la dimensiunea selectivă a Festivalului Shakespeare de la Craiova, și indiferent cât
câte tentații au apărut de-a lungul timpului, câte presiuni din partea unor trupe care au vrut să fie neapărat prezente, dumnealui a știut să păstreze acest nivel foarte, foarte înalt al selecției, grație căruia la Craiova au venit numai spectacole remarcabile, iar această ediție, parcă mai mult decât oricând, a avut parte de câteva momente uluitoare. Am văzut un spectacol din Africa de Sud cu Richard al III-lea, în care trei actori au jucat toate partiturile și Stanley Hughes, mai bine decât oricine, poate să confirme faptul că este poate cea mai complexă piesa lui Shakespeare în ceea ce înseamnă structura dramatică. Am văzut Măsură pentru Măsură de la Teatru Vahtangov din Moscova, un spectacol cu un impact emoțional extrem de puternic. Am văzut două spectacole ale companiei Propeller din Marea Britanie, extrem de diferite stilistic. Și iată că această sărbătoare dedicată lui Shakespeare a început sub semnul valorii, așa cum au stat toate celelalte ediții ale festivalului. Domnule Octavian, să eu am să vă prezint și în calitate de laureat al UNITER. Ați primit premiul pentru critică în teatru în 2013. Pe parcursul emisiunii voi puncta din biografia dumneavoastră, din realizările deosebite, repet, pe care le aveți în această lume a teatrului. Mulțumesc. Am să vă întreb, considerați totuși, privind spre interior, că în Craiova există un public pentru un festival de asemenea învergură? Vă spun cu toată sinceritatea, vă spun în modul cel mai onest cu putință că în Craiova am avut bucuria de a descoperi reacții din partea publicului cum rar am văzut în alte părți. Și am șansa să călătoresc foarte mult, să fiu eu însumi parte din publicul unor festivaluri de tradiție, cum e cel de la Edinburgh sau cel de la Sydney. Și din această perspectivă vă mărturisesc faptul că revelația publicului craiovean în fața unei montări, cum a fost cea a companiei Propeller cu Visul în nopți de vară, rămâne ceva de neuitat. O sală arhiplină cu foarte mulți tineri, studenți la teatru, care s-au bucurat și au reacționat din plin în fața acestei oferte teatrale foarte bogate. Cred cu convingere că publicul din Craiova este poate mai deschis, mai cald, mai primitor decât multe alte publicuri ale unor manifestări, poate cu tradiție mai îndelungată sau cu un context istoric și, de ce nu, economic mai fericit. Aștept și opinia domnului Stanley Wells. Avem în Craiova un public apt pentru un astfel de festival? Do you believe that Craiova has a good audience for such a great event? It seems to have splendid audiences. Se pare să aibă o audiență splendidă. Sălile au fost pline nopțile trecute. Și nu se pare că a existat cumva vreo pierdere a entuziasmului în acest oraș. Aceasta se întâmplă grație activității domnului Emi Boroghină, care depune un efort deosebit și avem un festival deosebit în fiecare an. Am observat o audiență foarte fericită și la conferință de asemenea. Noi avem și acele frumoase imagini din timpul acordării premiului. Ați făcut, domnule Saiu, un scurt laudatio pentru domnul Stanley Wells, dar aș vrea să vorbim și prin comparație, din nou o întrebare comună, unde se situează festivalul din Craiova în raport cu festivaluri, cu evenimente comparabile de același gen? In comparison with other festivals dedicated to Shakespeare, where would you place the one from Craiova? În experiența mea, acesta este unul aflat foarte sus pe lista mea festivalurilor dedicate lui Shakespeare. În Ungaria, în Gyule, este foarte frumos de asemenea. De asemenea, mi-a plăcut în Italia, unde am participat la un festival Shakespeare. Este, de asemenea, în funcție de standardul internațional, are o importanță deosebită. Sunt întru totul de acord cu părerea formulată de Stanley Wells aici. Aș putea să adaug faptul extrem de important în contextul discuției pe care o propuneți, că Festivalul Shakespeare de la Craiova este parte din rețeaua europeană a festivalurilor Shakespeare, că domnul Boroghină este un promotor recunoscut în toată lumea a ceea ce înseamnă ideea de Shakespeare,
recunoașterea valorii operei lui cred că rămâne una dintre prioritățile programului pe care și l-a propus și l-a asumat Emil Boroghina. Și totodată cred că ceea ce contribuie din plin la dimensiunea de elită a evenimentului de la Craiova e faptul că el se desfășoară odată la 2 ani. Există o plajă de selecție foarte amplă și că întotdeauna Emil Boroghina a avut înțelepciunea exemplară de a selecta spectacolele care marchează un moment în receptarea lui Shakespeare, spectacolele care răspund viziunii lui tematice și în același timp reușesc să surprindă atmosfera acestei epoci prin lentila textelor lui Shakespeare. Vă reamintesc acel fulminant an 2010 când întreaga ediție a fost dedicată lui Hamlet și când practic la Craiova s-au reunit cele mai importante producții ale acestei piese care rămâne emblematică pentru universul shakespearian. De fiecare dată există această relație extrem de fertilă între un comandament de ordin axiologic impus de Emil Boroghina și o structură tematică foarte, foarte coerentă. Stanley Wells vă poate confirma că alte festivaluri Shakespeare din lume sunt organizate după principii repertoriale extrem de diferite. Există, bineînțeles, festivalul de la Stratford, Ontario, unde am avut bucuria să merg la un moment dat și care, de fapt, nu e un festival în sens românesc al termenului sau în sensul consacrat al acestui concept. Este un fel de repertoriu care reunește câteva producții shakespeariene pentru un interval de câteva luni. Festivalul de la Craiova concentrează 2 ani în 11 zile, ceea ce e în sine o performanță extraordinară în plan teatral. Am să adaug despre domnul Stanley Wells că este președinte de onoare al trustului Casa Shakespeare din Stratford. Da, acest loc invocat adeseori. Locul de pelerinaj pentru cei care iubesc pe Shakespeare, da. Pentru că e locul nașterii lui și locul unde există însemnele trecerii lui prin lume. Dar, domnule Stanley Wells, cum l-ați întâlnit pe William Shakespeare? How did you first get in touch with William Shakespeare's work? I first got in touch with Shakespeare at school. Primul meu contact a fost cu școala Shakespeare. Am făcut școala în Yorkshire, unde am cunoscut Visul unei nopți de vară cu restul colegilor mei. Am intrat în contact cu personajele din Julius Caesar. Am avut un profesor de engleză foarte bun, care ne-a inspirat, care ne-a făcut să citim Regele Lear. Am avut șansa să văd foarte multe reprezentații ale lui Shakespeare. De asemenea, with his company of actors and they came up to Yorkshire and I was able to see them see him. Au venit multe trupe mari la noi în Yorkshire și am avut șansa să îl văd pe unul dintre cei mai mari actori care l-au jucat pe Shakespeare. Laurence Olivier în Regele Lear, Macbeth, în Othello, Macbeth, Hamlet. Am avut șansa să văd aceste piese pe viu. Puțin mai târziu, când am mers la universitate, la Londra, am continuat această tradiție pentru că am vrut să fac comparație cu ce văzusem înainte. La Londra l-am văzut pe Laurence Olivier pe scenă cu Richard al III-lea, care târziu urma să devină una dintre cele mai reprezentative personaje jucate de el. Înțeleg. Pe de altă parte, vorbind de opera lui William Shakespeare, și despre această paralelă cu modernitatea, pentru că am văzut extrem de multe, să spunem, versiuni regizorale, indiferent de cultură, dar William Shakespeare, opera sa, este accesibilă pentru publicul larg de pe tot mapamondul? Is William Shakespeare's work accessible to a larger audience, to non-specialized spectators? I think Shakespeare can appeal on a very broad level. Cred că Shakespeare poate să se adreseze unui nivel larg de audiență.
mai ales pentru că piesele sale nu sunt foarte mult bazate pe elemente temporale. El spune povești tragice, povești umoristice. Dacă vezi piesele lui Shakespeare în engleză, o să iei contact cu o limbă veche de pe vremea lui Shakespeare, o limbă arhaică. Dacă le vezi piesele acestea în traducere, traducerile de obicei fac o bună treabă pentru a te ajuta. De exemplu, în cehoslovaca modernă, în româna modernă, în germana modernă, cu condiția ca o traducere să fie corectă. Bineînțeles, se poate întâmpla să ai o traducere rea, care să compromită piesa. De asemenea, poți să ai o reprezentație săracă, sărăcăcioasă, care să te enerveze sau să te plictisească. De aceea și este important să vezi Shakespeare la o companie teatrală foarte mare. Eu am văzut aceste piese la companii de calibru. Așadar, piesele sunt mediate de interpreți. Domnul Stanley Wells, trebuie să mai ofer și această informație. Este autorul volumului reeditându-l pe Shakespeare pentru cititorul modern. Așadar, vine în completare întrebările mele. Da, e o întrebare asupra căreia aș vrea să zăbovim un pic, dacă se poate, corelând-o într-o oarecare măsură cu cea de dinainte, care m-a impresionat în mod autentic, pentru că, într-adevăr, întâlnirea lui Stanley Wells cu universul shakespearian a fost una absolut providențială pentru noi toți, pentru că este omul care a marcat și marchează interpretarea operelor shakespeariene în spațiul contemporan. Dar cred că până la urmă și din răspunsul lui Stanley Wells rămânem cu această concluzie care e foarte importantă pentru noi toți. Spectacolele de teatru, atunci când sunt împlinite, ne ajută să înțelegem universul textelor pe care sunt bazate. E poate marea morală a acestei povești frumoase care se numește teatru. Și în ce privește întrebarea dumneavoastră de după aceea, într-adevăr, contactul cu universul shakespearian este întotdeauna unul mai firesc, mai lin, mai puțin dificil atunci când este prilejuit de un mare spectacol. N-am să uit niciodată cum am avut șansa nesperată ca elev de liceu să văd marea producție a lui Silviu Purcărete din vremea directoratului de gloria lui Emil Boroghin la Teatrul Național din Craiova cu Titus Andronicus, un spectacol care l-a avut în rolul titular pe cel care a fost, după părerea mea, unul dintre cei mai mari actori shakespearieni din lumea ai tuturor timpurilor, Ștefan Iordache. Pentru mine, acel moment a produs o revelație în ceea ce înseamnă înțelegerea universului lui Shakespeare, înțelegerea celor nuanțe care îl fac pe Shakespeare, cum spune un titlu foarte celebru din anii 60, contemporanul nostru. Să am șansa să-l văd pe Iordache pe scenă, rostind durerea din Titus, a fost pentru mine, ca elev de liceu, bucuria de a-l descoperi pe Shakespeare într-un mod în care simpla lectura textelor nu mi-ar fi putut oferi niciodată în aceeași măsură. Un spectacol, eu știu, care marchează absolut istoria teatrului românesc. Și nu numai. Un spectacol care a fost prezentat la festivalul de la Edinburgh. Știu că ați condus o sesiune, ați participat în calitate de moderator și ați fost moderator, citesc acum pentru a nu greși, moderator al serii de conferințe dialog dedicate lui Samuel Beckett. Am să vă întreb și cu privire la evenimentul de care am vorbit, acest premiu. Am să-l întreb, evident, pe domnul Stanley Wells ce reprezintă premiul primit aici în Craiova, pe scena festivalului Shakespeare din Craiova. What does the award you received here in Craiova represent to you? The work that I have represented here, the award. Premiul pe care l-am primit este o mare plăcere pentru mine și îmi face o mare mândrie. Este un lucru neobișnuit pentru un cercetător al lui Shakespeare să fie recunoscut în acest fel. Dar este o recunoaștere a activității mele. Am predat Shakespeare, am fost implicat în piesele lui Shakespeare, în reprezentațiile lui Shakespeare. Am
profitat de activitatea și opera lui Shakespeare în multe feluri. Am scris articole în presă despre operele lui. Este, bineînțeles, foarte plăcut să ai o recunoaștere publică pentru munca ta și mă bucur că lumea mă apreciază în acest fel. De asemenea, am amintit și acest moment în care ați rostit un laudațiu. Ați făcut o prezentare a activității domnului Stanley Wells. Foarte, foarte concentrat. A fost foarte concentrat, o misiune extrem de dificilă. Dar, evident, n-am să vă întreb acum despre reacția publicului. Credeți că ar trebui făcute astfel de momente mult mai dese? Adică să existe mai multe premii în cadrul festivalului? Știu că participați și la Festivalul de Teatru de la Sibiu sau lucruri de natură aceasta. Deocamdată în Festivalul Shakespeare se acordă un singur premiu. Se acordă un singur premiu care apare odată la 2 ani ca și festivalul și datorită acestei recurențe simbolice capătă el însuși o valoare simbolică. Mi se pare important ca un premiu să aibă însemnătatea lui în contextul în care apare și cred că premiul internațional Shakespeare oferit până acum unor mari personalități ale regiei mondiale cum ar fi Declan Donnellan. Îmi amintesc în 2008, când am fost prezent la ceremonia de decernare a acestui premiu, pe care Declan l-a primit cu un mare, mare entuziasm. L-a mai primit Eimuntas Necrosius și, bineînțeles, Silviu Purcărete. Pe undeva, valoarea acestui trofeu constă și în faptul că el apare atât de rar și că e foarte greu de obținut. În același timp, înțeleg miza întrebării dumneavoastră, care e foarte, foarte firească, în contextul în care trăim cu toții, anume criza valorilor, o anume dispersia reperelor culturale, poate ar fi mai bine să avem premii care să ne amintească tuturor de ceea ce înseamnă cu adevărat termenii de referință ai spațiului intelectual și artistic. Totuși, cred că decizia lui Emil Boroghină de a oferi un premiu odată la 2 ani într-o ediție a festivalului se înscrie în politica foarte, foarte selectivă pe care el o propune în această manifestare și valoarea pecuniară a premiului este pe măsura prestigiului pe care el îl aduce și din acest punct de vedere trebuie salutat aportul pe care îl aduce British Council, care a fost anul acesta finanțatorul premiului, sau, de ce nu, contribuția esențială în acest plan și nu numai a Institutului Cultural Român, care e un partener de nădejde al festivalului. O întrebare din nou comună, dacă vorbim de Shakespeare al tuturor. Sunteți de acord cu punerile în scenă inovative care, haideți să spunem, reprezintă și un pas către dincolo de modernitate? Do you agree with Shakespeare's plays being performed in a modern and innovative manner? Cred că este foarte important ca piesele lui Shakespeare să facă parte din tradiția vie a teatrului. Piesele există în forma în care au fost scrise, dar fiecare generație interpretează aceste piese în propria manieră. Ele sunt reprezentative pentru societatea în care sunt prezentate. Este pe de o parte un compliment pentru piese, pentru că ele pot să se adreseze în mod universal tuturor. Ați putea avea o piesă prezentată doar de un singur actor sau o producție cu costume diferite sau având pe scenă tot felul de fantezii. Cred că toate sunt în regulă, atâta timp cât realizăm faptul că dacă să înțelegem că noi vedem o piesă de Shakespeare, dar nu doar atât, ci și o interpretare a altcuiva despre piesa lui Shakespeare. Mi se pare că acest răspuns formulat aici de Stanley Wells este cel mai bun antidot pentru pudibonderiile celor care cred că Shakespeare trebuie păstrat într-un fel de muzeu al istoriei teatrului, intangibil și niciodată supus examenului critic al gândirii contemporane. Mi se pare că valoarea unui autor care a scris acum 450 de ani sau acum 2000 de ani constă
stă în puterea noastră de a investi în interpretarea textelor lui emoțiile noastre, întrebările noastre, dilemele noastre, în așa fel încât el să devină un fel de creuzet al acestor neliniști ale spațiului și ale timpului în care trăim. Există o anume tendință în zona teatrului mondial de a-l aduce pe Shakespeare către toate turbulențele timpului din care noi astăzi respirăm. Am văzut acum 2 ani la Edinburgh un spectacol cu Macbeth plasat în contextul războiului din Irak. Au apărut spectacole în care problematica politică a lumii contemporane era extrem de acut vizibilă pe scenă. Există această extremă a ceea ce am putea numi procesul de contemporaneizare a lui Shakespeare. În același timp există o nevoie autentică a fiecăruia dintre noi de a descoperi în Shakespeare ceva ce vine dintr-o altă istorie, dar rezonează în acord cu sensibilitatea noastră de astăzi. Așa că mi se pare că întotdeauna variantele extreme, variantele foarte radicale, lansează întrebări provocatoare, dar totodată ne invită la o meditație foarte, foarte lucidă. Cred totuși, în ipostaza de critic de teatru, în primul rând, că ceea ce rămâne esențial în privința reinterpretării scenice a lui Shakespeare este raportul pe care noi îl putem avea cu esența acelor texte. Dincolo de nuanțele lexicale, dincolo de frumusețea ritmurilor, Shakespeare este un autor în care ne regăsim. Și în calitate de, haideți să spunem, de vicepreședinte al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, vă adresez această întrebare. Sunteți de acord cu afirmația că există granițe care nu pot fi depășite, granițe culturale în receptarea lui Shakespeare? Evident, în completarea răspunsului pe care l-ați oferit. Dimpotrivă, cred că dacă există un autor care într-adevăr înseamnă esența umanității, acela este Shakespeare. A apărut la un moment dat în Statele Unite și în Marea Britanie în același timp o carte intens dezbătută, o carte pe care Stanley nu a agreat-o foarte mult în acel moment și a scris chiar o cronică foarte dură, dar o carte care a lansat un concept extrem de generos. Shakespeare, invenția umanității. Nu doar Shakespeare este invenția umanității, umanitatea este invenția lui Shakespeare. Mai mult decât oricare autor, dinainte sau de după el, Shakespeare a concentrat în textele pe care le-a scris complexitatea ființei umane. Ne gândim astăzi la metodele psihanalitice de analiză ale naturii umane. Ei bine, toate se regăsesc într-o formă sau alta în Shakespeare. Ne gândim la toată problematica politică pe care o traversăm din secolul 20 până la ce se întâmplă astăzi în lume. Căutând în Shakespeare, vom găsi ceva ce ne poate aminti în modul cel mai concludent cu putință toate aceste episoade. Ne gândim la problematica raporturilor între sex, între bărbați și femeie. Toate sunt expuse în Shakespeare. Și aceste dimensiuni sunt accesibile, vii și deschise căutărilor unui om din America, din Europa, din Japonia, din Noua Zeelandă sau din Africa. De aceea Shakespeare este nu doar cel mai citit și cel mai important în plan cultural, ci cel mai jucat dramaturg al tuturor timpurilor. Domnule Stanley Wells, care sunt elementele teatrului shakespearian care nu pot depăși granițele culturii? Which are, in your opinion, the elements of Shakespeare's theater which cannot cross cultural borders? What can't cross cultural borders? Well, nu există granițe culturale pentru care să le traverseze opera lui Shakespeare. Eu cred că toate părțile lui Shakespeare pot face acest lucru. Dacă n-ar fi imaginația și inteligența, ar fi dificil, însă piesele devin tot mai relevante și importante odată cu trecerea timpului. Unele dintre piese
devin oarecum demodate, altele se schimbă. Spre exemplu, Regele Lear s-a jucat mult timp și au fost vremuri când oamenii erau preocupați de situația persoanelor în vârstă și chiar au fost puneri în scenă la azile de bătrâni. Așa că mi se pare foarte relevant să păstrăm nota pieselor. Alte piese sunt despre război. Când Henry al V-lea a fost folosit în timpul orului, în timpul războiului din Anglia, ca o fabulă, ca o oglindă a societății. Un citat din Laurence Olivier. Dar există și perioade când alte piese par importante și relevante în funcție de circumstanțele politice. Mă refer acum la România. Hamlet, știu că a fost bine apreciat, în care era făcută o caricatură a lui Ceaușescu. Așa că iată un exemplu în care o piesă poate fi folosită ca relație pentru o situație națională. Dacă aș putea să intervin puțin și să completez ceea ce ați spus. In those days in Romania from Hamlet was not to be or not to be, but something is rotten in the state. Fraza importantă pentru această piesă și legată de România era nu a fi sau a nu fi, ci ceva este stricat în Danemarca. Cred că acesta era relevant pentru România. Din nou o întrebare comună, încercând să anticipăm foarte mult în viitor. Cum credeți că vor arăta reprezentațiile operelor shakespeariene pe teatru, să spunem, peste un secol? How do you think Shakespeare's plays will be played in a century from now? One century from now, two centuries from now. They will be altered. Un secol de acum încolo, două secole. Vor fi schimbate de asemenea, sigur. Spre exemplu, una foarte puternică, Richard al II-lea, cred că va rămâne foarte asemănătoare. Vor fi adaptate de asemenea. Cred că limba engleză în care sunt scrise va deveni mult mai arhaică și demodată, așa că însăși piesele puse în engleză vor fi modernizate. Când sunt prezentate în traduceri germană, japoneză, franceză, ele sunt făcute în japoneza modernă sau germana modernă, trebuie să le traducem și în engleza modernă. Dacă se va face aceasta, este foarte important să fie făcută de poeți, de scriitori mari. A fost un plan al lui mare poet Ted Hughes, care a încercat să traducă Regele Lear. A fost un plan pentru ca Ted Hughes să parafrazeze Shakespeare și piesele lui în engleza modernă. Nu s-a fructificat, din păcate, dar ar fi fost un caz în care o piesă să fie tradusă nu numai de un traducător profesionist, ci de cineva care ar putea contribui cu propria creativitate, așa cum fac actorii și regizorii, care își pun la dispoziție creativitatea pentru a face piesele mai plăcute. Așa că este posibil să transmutăm limba lui Shakespeare în limba modernă, pentru a păstra frumusețea pieselor, dar și de a aduce noutate în piesele lui Shakespeare. Domnule Firică, vă mărturisesc foarte deschis că e o întrebare la care nu mă așteptam. E o întrebare extrem de dificilă la care Stanley Wells a răspuns în modul cel mai pertinent cu putință, așa că nu-mi permit decât să adaug trei paliere oarecum adiacente. Cred că destinul operelor lui Shakespeare depinde de aceste trei aspecte care sunt corelate într-un mod foarte intim. Pe de o parte, e cel pe care l-a semnalat deja profesorul Stanley Wells, e vorba de modul în care putem integra în vocabularul contemporan, nouă sau al celor care vor veni după noi, un limbaj care a devenit foarte arhaic. Și știm asta de la toți lingviștii, de la toți marii filozofi ai limbajului, limba e întotdeauna mai puternică decât noi. Și s-ar putea, într-o oarecare măsură, ca
tot universul shakespearian să fie încifrat într-un tip de lexic pe care să îl pătrundem din ce în ce mai puțin. Un al doilea palier al răspunsului ține de modul în care teatrul își va redefini specificul ca limbaj artistic în relație cu celelalte forme de expresie, în relație cu universul virtual pe care îl încorporează din ce în ce mai mult, în relație, în ultimă instanță, cu sensibilitatea după care se va modela. În definitiv, cel mai important aspect rămâne al treilea, care are de-a face cu interacțiunea între teatru ca limbaj, ca formă de artă și publicul lui. Întrebarea poate mai zguduitoare decât aceea legată de Shakespeare și de felul în care el va fi jucat într-o sută sau două de ani este în ce măsură, după un secol sau două, oamenii care vor locui această planetă vor avea disponibilitatea de a vedea spectacole de teatru. Și cred că răspunsurile la aceste două întrebări pot fi foarte bine armonizate. Da, cu siguranță există această nevoie a prezenței vii a actorului, a prezenței vii a unui artist care locuiește același spațiu cu cel care îl privește și întotdeauna autorul care vă răspunde cel mai bine nevoii de teatru este Shakespeare, pentru că în el regăsim esența teatrului și esența vieții. Și v-aș răspunde foarte succint la final, împrumutând un titlu al lui Stanley Wells, Shakespeare for All Time, da, Shakespeare e pentru toate timpurile. Nu v-am prezentat și în calitate de premiat al... Ați primit premiul criticii de carte de teatru în 2010. Evident, sunt și referiri la această interesantă, dar mai puțin spectaculoasă, parte a Festivalului Internațional Shakespeare de aici, din Craiova, în care Shakespeare-ologi din toată lumea vin și există o sesiune de comunicări și... toate, un spațiu în care se pun aceste întrebări pe care, o parte din întrebările pe care vi le-am adresat și eu. Dar, la finalul dialogului nostru, iarăși vă cer să nu să anticipați, dar opinia dumneavoastră de specialiști, care sunt direcțiile spre care ar trebui să meargă Festivalul Shakespeare din Craiova? Which are, in your view, the directions on which the festival from Craiova should develop on? I think the Craiova Festival must respond to its audience. Cred că festivalul de la Craiova va trebui să răspundă publicului său. Cred că inspirația lui Emil Borogubino va continua să lucreze cum lucrează, să observe ce este nevoie și să preia reacțiile publicului. Cred că ar fi foarte bine să continue așa cum a pornit, să aducă companii foarte mari. Nu am idei mai proaspete ca și cele care sunt puse în practică. Marele festivaluri din lume sunt creațiile unor mari personalități. Există o relație organică între viziunea unui om și un festival care e o celebrare a diversității. Însă, întotdeauna, în cazul unor festivaluri de anvergură, cum este cel de la Edinburgh sau cel de la Avignon, în egală măsură, avem de-a face cu un om care dictează o anume viziune, care face o anume selecție și care prin ele se mărturisește pe sine. Festivalul Shakespeare de la Craiova este în întregime opera unui om, unui om care a crezut de la bun început în visul lui, în visul lui de teatru, în visul lui despre și cu Shakespeare, și acest om se numește Emil Boroghina. Acest festival este expresia cea mai curată a generozității lui, a pasiunii lui uluitoare pentru teatru, care trebuie să o spun în modul cel mai puțin formal cu putință, în chipul cel mai puțin encomiastic, s-a bucurat anul acesta de un parteneriat extraordinar cu autoritățile locale. Trebuie să salut cu obiectivitate și cu detașare faptul că de data aceasta festivalul a fost susținut în mod hotărător de autoritățile de aici, parte dintr-un program mai amplu, Craiova Capitală Culturală Europeană, și prin această conivență foarte, foarte benefică, Emil Boroghin a reușit să prelungească visul lui frumos, început acum
precis 20 de ani, de a avea la Craiova un festival Shakespeare la care să vină oameni de peste tot și cele mai bune spectacole din lume. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și pentru cuvintele despre domnul Emil Borghină. Subscriu la tot ce a spus și pe măsura timpului și, evident, vor fi și alte evenimente și alte dialoguri. Sunt convins, domnul Emil Borghină va reveni în spațiul vocilor oltenii. Vor fi completate cuvintele dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumesc. A fost o onoare să vă am ca invitați. Îi mulțumesc și prietenului și colegului Sorin Cazacu pentru că ne-a mijlocit acest dialog. Vă mulțumesc și dumneavoastră și, ca de fiecare dată vă spun, vorbiți. Noi facem vocea dumneavoastră ascultată. La revedere!